Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Egoiță, avem imagini în direct de pe Cluj Arena, urmează o confruntare între două echipe separate în acest moment de 5 puncte în clasamentul Cluj-UTA, meci acasă cu Petrolul până la deplasarea cu Rapid, să vedem această fază cu șutul lui Fossati, respinge în față cu cer. Minge care vine destul de puternic, n-a riscat acolo să prindă clujenilor, Bic retrimite în față. Și încă o centrare cu cer, iese greșit și este 1-0 pentru Ucluj, un început perfect acel balon. Da, ia să vedem, se duce la VAR, nu este offside, offside cred că înainte de centrare. Sistem perfecționat, să spunem, în fotbalul modern de Antonio Conte, da, Talisson, aici vedem. Talisson a venit din offside, da. Oh, ce greșeală, ce greșeală a lui Masuero, de care poate profita acum Omondi. Omondi intră în care, Omondi șutează, gol! Sub transversală, Omondi deschide scorul și de data asta chiar nu poate fi nimic. Nu poate fi nimic verificat la VAR. Ce greșeală a lui Masuero. Sau? Nu cred. Cred că a fost Fossati. Omondi înscrie deja al doilea său gol. Și Iliev parcă alunecă, iată, e totuși gol primit pe colțul scurt. Nu-i mai puțin adevărat că finalizarea este foarte bună. Na, Masuero greșește. Finalizare foarte bună a lui Omondi, a marcat și în etapa precedentă, bine, mai mult fără să vrea, a fost Popa, închis, Nistor, șutul din prima, a doua execuție pe spațiul porții a clujenilor, reține Cucer. Urmărește Omondi, Mitra greșește și Omondi aproape de dublă, este pas în fața porții, gol! Gol UTA! Și Mitra face o nefăcută, încearcă să-l convingă pe Iulian Călin că a fost fault în atac. Mie nu mi s-a părut. Nu mi s-a părut. Poate vom vedea o reluare și din altul unghi, cu siguranță la VAR se vor analiza toate reluările, dar nu mi se pare. Nu mi se pare că Mitra este faultat. Nu, no. Este gol perfect valabil. Mitra este depășit cu mare ușurință. Omondi este omul acestei prime reprize cu gol și pasă de gol. După Masuero vine și Mitra la pe scenă. Și Ucluj începe să aibă din nou apărarea din prima parte a campionatului. O apărare care face cadou după cadou. Destul de incomod, Nistor, Nistor, un dribling, Nistor, n-are însă culoare de șut, vine Popa! Oh! Ăsta a dat șut, ăsta a dat gol! Ucluj revine în meci chiar în ultimele secunde din prima repriză. Ce execuție! Ce execuție a lui Popa! Wow, ce bine vede colțul lung! Super efect, super șut! Yeah.
Este și final de primă repriză, în timp ce noi revedem bijuteria de gol reușită de Popa. Avem cu siguranță ce să vedem în cum poate fi contraatacul periculos al clujenilor. Trei oameni duc această minge, este descoperită defensiva Utei. Popa ratează însă finalizarea. Cred că Benga s-a accidentat. Priviți ce gaură mare este în centrul defensivei arădene, puțin atras Conte de faptul că venea Roger în flanc. Și Benga are probleme, operare însă rapidă arădenilor, încă o dată Omondi, încă o centrare, bună! Gol! Minge, cred, care nu a fost atinsă, Omondi înscrie din nou fără să vrea. Cred că Omondi înscrie din nou fără să vrea. Da, ce în defensiva lui Cluj e studiu de caz. Nici vorbă de offside, n-atinge mingea Fabri. Cum să-ți iei gol așa? Incredibil! Incredibil ce gol primește Cluj! Dintr-o centrare cu latul, Fabri nu atinge mingea. A clujenilor astăzi nu cred că am mai văzut în sezonul ăsta. Iată, incredibil, iese Iliev și Uta este foarte aproape de golul 4. Minge în centru pentru Fabri. Fabri n-are culoar de șut, dar mingea este deviată în zona lui Lucasen. Două ocazii singur cu portarul pentru Uta în decurs de doar câteva zeci de secunde. Dar urmează un program foarte greu. Kipciu va ține mingea în teren. Kipciu caută soluții. Întoarce pentru Rogulic pe lângă poartă. Ce spuneam? Situații foarte bune de a înscrie pentru Cluj. Trei cât se poate de clare în această repriză secundă.